Bine v-am regăsit. Continuăm seria dialogurilor cu profesorul universitar, doamna Lavinia Betea. Vă mulțumesc, doamnă, pentru prezență. Și eu. Și astăzi vă propun o temă, poate părea generală, dar mie mi se pare foarte, foarte actuală, dacă ne uităm la România zilelor noastre. Vreau să vorbim despre impostura acelui regim, despre realitatea paralelă pe care familia Ceaușescu și cei care îi înconjurau și, evident, nomenclatura ceaușistă, o dezvoltaseră în total dezacord cu România reală, despre totala lipsă de transparență, fix ce vedem astăzi, a deciziei sau a deciziilor, despre minciună, despre propagandă. S-au schimbat doar personajele, decorul a rămas ușor același, la fel și practicile. Și o să vreau să vorbim așadar și despre impostura academică, despre relațiile familiei Ceaușescu cu tot ce însemna eșalonul 2-3, viața în cartierul Primăverii, tentațiile la care nu puteau rezista, mai ales Elena Ceaușescu, vizitele în afară și acest reflex, dacă vreți, al familiei Ceaușescu de a confunda avutul socialist cu avutul personal. Când nu mai dădeau, ajunseseră să nu mai dea seama nimănui, nici măcar să-și declare bunurile pe unde trebuiau declarate, pe la gospodăria de partid și așa mai departe. Haideți să începem de aici. Ce ziceți? Dumneavoastră sunteți cel care pune întrebările, eu sunt cea care vă răspunde. Bun, drumul acesta al imposturii, dacă vreți, ca la majoritatea liderilor comuniști, a început și de la educație, în principal, de la momentul 48. Să nu prea amestecăm lucrurile, nu? Pentru că făceați o analogie cu ceea ce se întâmplă astăzi, iar astăzi oamenii sunt plini de diplome. Păi tocmai. Atunci putea, era o lipsa lor și o dorință de recuperare și de validare. N-ai putea să spui că din lipsă de educație se practică astăzi minciuna. Întâi vreau să vă spun că această lipsă de transparență a ceaușeștilor, a liderilor comuniști, este tipică regimurilor comuniste. Vedeți și realismul socialist. Ce era acel realist socialist, curentul dominant în art, adică unicul ce se voia atunci? Eu am fost foarte surprinsă de definiția pe care o dă Solzhenitsyn în pavilionul canceroșilor, unde are un personaj, o tânără jurnalistă, care obține succese repezi în profesia ei și care explica altcuiva ce înseamnă de fapt meseria de gazetar. Și spunea, nimic mai ușor. Te duci acolo, vezi ce este, iei contact cu toate realitățile, dar tu când începi să scrii, nu scrii ceea ce este, ceea ce ai văzut, adică ceea ce ai perceput cu simțurile, scrii ceea ce ar trebui să fie. Deci, în proiecția aceasta pentru zisul viitor luminos, în care va fi o egalitate a tuturor, în care toți vom consuma după strictele nevoi și vom munci la capacitate maximă, se considera că este o manieră de a întări motivația oamenilor de a lucra prezentându-le cât mai multe exemple pozitive. Și de aceea, dacă veți conspecta presa, mai ales din ultima perioadă a regimului comunist, veți vedea că fapte reprobabile, zisele fapte de indisciplină, de încălcare a eticii și echității socialiste, le găsești undeva la rubrica fapt divers, din când în când, la anchetele sociale, însă în rest abundă de pozitiv. Și atunci, dacă printre oamenii obișnuiți, clasa muncitoare, găsește atât de multe exemple pozitive, cum s-ar fi putut altfel decât ca aceia care conduc
clasa muncitoare și întreg poporul să fie altceva decât niște semizei. Eu am încercat să vă explic introducându-vă cumva în logica sistemului. Nici pune-l la colț, nici elogii, deci de aici se pornește. Da. Și de aceea atunci când în perestroica lui Gorbaciov, perestroica pe care o declanșează Gorbaciov din 1986, dar noi știam prea puțin atunci, se recurge unul dintre cuvintele cheie, este acela al transparenței, glasnost, în limba rusă. Presei se dă voie să abordeze anumite teme înainte prohibite, nu toate temele, este adevărat, nici atunci. Da. Dar ce simțeați dumneavoastră când priveați la televizor, chiar și în ultimii ani, când vedeați toate acele vizite? Pentru că nu era nicio comunicare oficială în sensul lucrului făcut. Era mai degrabă o propagandă facilă, vizită prietenească, da, între România și X țară în care tovarășul și tovarășa descindeau. Comunicatele vizitelor oficiale și ca și comunicatele privind o ședință a CPX-ului, acum am posibilitatea să compar ce apărea în scânteia și ce arată stenograma respectivă. Comunicatele acelea se alcătuiau conform unui algoritm în care se schimbau numele personajelor. În rest, cuvintele erau aceeași, cu caldă prietenie, solidaritate, solie de pace și de bună colaborare, dusă de poporul român prin intermediul celor doi tovarăși, din care nu înțelegeai nimic. Imaginile care ni se prezentau la televizor erau la fel de eliptice și presupuneau interpretări tot atât de îndepărtate de realitate. Adică ce vedeam noi? Îl arăta pe Ceaușescu și o arăta pe ea, pe el stând într-un fotoliu sau stând în picioare la un dineu și salutându-se cu gazda, personajul care era numărul 1 în țara respectivă. Mai vedeai la capitolul cald de manifestări ale poporului respectiv prin care își exprimă dragostea față de poporul român și așa mai departe, mai vedeai acolo tot felul de băștinași îmbrăcați în costumele lor folclorice, mai aflai că ei au vizitat și nu știu ce șantiere, că au văzut și nu știu ce obiective, mai puțin parte de monumente istorice, deși vizionau și astfel de lucruri. Și tu presupuneai de aici că ei fac turism pe banii poporului român. Exista și un banc. Doar că în zilele noastre, mă scuzați, percepția este fundamentată. Că, având acces ceva la mai multă informare, îți dai seama că de multe ori nu a rămas decât vizita și poza oficială. Pe când atunci, fără a lăuda sistemul, în spatele acestor cadre oficiale se încheiau acorduri totuși. Se urmăreau niște investiții, că se făceau, că nu se, că erau absurde, că nu... E altceva. Exista un banc, voiam să vă spun, care denotă foarte bine, spune mult, este elocvent despre percepția noastră, în care s-ar fi întâlnit cei doi capi ai fronturilor războiului rece care erau atunci, la care mergea și la întâlnire ar fi fost și Ceaușescu. Și ăștia, sigur că începea președintele Americii, ce a vizitat el și ce a făcut și spunea minunile lumii și alte asemenea, continua cel al Uniunii Sovietice, care spunea și el despre mărețele înfăptuiri de pe unde va fi fost el, și Ceaușescu, care se pregătea să răspundă, fiind puși și să interpreteze câte un cântec folcloric de pe unde au fost, Ceaușescu alesese țambalul și bătea la țambal pe harta lumii, pe aici am fost, pe aici n-am fost, pe aici am fost, pe aici n-am fost. Da. Deci cam asta era în mintea noastră. Așa cum spuneți, a fost una dintre marile surprize după intrarea în arhive,
să constați cât de încărcat era programul lor, că nu semăna deloc cu turismul. Sigur că noi atunci habar n-aveau despre cât de gardat era, în ce consta serviciul lui de pază și de protecție, cum se conveneau programele înainte între șeful serviciilor speciale cum din România. Cum arăta o vizită? Ne-ați putea o sumariza în sensul, de în sensul delegației, în sensul agendei? Da, o vizită începea, ca să mergi într-o altă țară, trebuia să fii invitat. Se convenea asupra unui calendar, în perioada între și între șefii de stat, având niște programe pe lângă încărcătură mare și imprevizibilul fiind lăsat să existe. Se convenea, pe urmă se stabilea data cu acordul celorlalți, sigur că nu vorbeau ei la telefon, vorbeau probabil șefii de protocol sau ministrul de externe. Sau ambasadori contactați. Nu, ambasadorul era prea mic. Era prea mic. Da. Ministrul de externe la nivelul ministrului de externe a țării respective, pentru că un șef de stat se adresează ambasadorului altfel decât în ocazii excepționale prin intermediul ministrului de externe. Acolo era o ierarhie foarte strictă. Prin intermediul ministrilor de externe se convenea asupra datei. Evident, propuneau gazdele un program pe care noi nu-l deținem. Probabil că în întâlnirile dintre Ceaușescu și ministrul de externe, acesta i-a arătat, Ceaușescu spunea, sunt de acord cu asta, sunt de acord cu cealaltă. Nu se ducea niciodată acolo de dragul unei întâlniri, de dragul unei mese, de dragul nu știu cărui obiectiv turistic sau a cărei piscine. Se ducea pentru acordurile comerciale, economice pe care urma să le semneze. Noi urma, mă refer în primul rând la țările africane, la țările din Asia, să importăm materii prime. Adică, ce spuneți dumneavoastră, nuanța e că toate erau cu titulatura de vizită de lucru, nici sigur, de cum concedii. Sigur, când toată istoria lor a fost un singur concediu, un singur concediu din 76 în Uniunea Sovietică. În Uniunea Sovietică, unde nu s-au dus de drag, și unde, sigur, vor fi fost cu ochii în patru, liderul sovietic de la Hrușciov încoace îi intrase în cutume să invite și liderii din lagărul comunist în concediu, în general în Crimeea. Ceaușescu, exceptând acel concediu, a refuzat. Am găsit chiar în arhive invitații din partea lui Gorbaciov, inclusiv în 1989, Gorbaciov l-a invitat pe Ceaușescu să petreacă în URSS concediu, angajându-se, promițând că se vor strădui să-i facă un concediu plăcut, la care Ceaușescu îi răspunde cu foarte multă semeție, îl refuză și spune că nu poate veni din cauza că este ocupat cu pregătirea congresului al 14-lea al partidului. Avea Ceaușescu un stil într-o semeție care friza grosolănia. Când a spus grosolănia, aceasta înseamnă că era mai mult decât nepoliticos. Era ca și cum ai spune liderului sovietic, tu ai vreme de concedii, pe tine nu te preocupă congresele sau nu știu ce, pe când eu sunt atât de presat de congresul meu și de mărețele sarcini în care îmi stau mie în spate, încât eu nu pot să-mi permit astfel de distracții. Universul mă presează și tu mă... Sigur, sigur, sigur. Și tu mă deturnezi de la misiunea mea sfântă și nobilă. Dar dincolo de agenda oficială, dincolo de toată munca asta care... Spuneți agenda oficială în sensul publică. Da, da. Publică. Pentru că există o agenda oficială care nu este publică și care conține un program... Un program pe ore, un program de o mare densitate, în care acele întâlniri pe care noi le vedeam la televizor, secvențe în care dă Ceaușescu din mână la gazda lui, gazda lui dă probabil din mână pentru televiziunea lui. Fiecare cu propaganda lui. Sigur că da, fiecare dorește să apară în fața supușilor săi. Dar aici fac apel la pregătirea dumneavoastră, la psiholog, la Vinea Betea. Totuși, să crezi despre tine că poți gestiona toate aceste lucruri, toate aceste situații, să pretinzi că poți să explici
cum spuneați dumneavoastră, de la șuruburi, la navete spațiale, la genetică și așa mai departe, cred că în termen de specialitate și se numește într-un fel. Nu, vedeți, se hazardează gazetarii mai ales să-i pună diverse etichete care sunt numele unor boli. Însă nu poți să faci așa ceva, eu nu pot să-l fac nici paranoic, nici schizofren, atâta timp cât îmi lipsesc dovezile de care ține cont psihiatria, de care ține cont știința. Cert este, vorbind la nivelul bunului simț, că mintea aceasta a lui ajunsese a avea o patologie a puterii, pe care o au toți și, de fapt, politică, plecând de la ideea că faci bine altora, cei care pornesc pe un astfel de drum nu sunt oameni obișnuiți. Observați, am folosit un cuvânt destul de neutru. Ca să nu fiu atât de neutră, pot să spun că au înclinații către narcisism, că au înclinații către paranoia sau, în cel mai benign caz, o stimă de sine exagerată. Cum poți tu, om pământean, să-ți imaginezi, când problema fericirii este una care ne privește pe toți, a echilibrului psihic, să-ți imaginezi că ești atât de înzestrat de Dumnezeu, de natură, încât îi fericești pe alții. Cum poți să crezi așa ceva? Cum poți să crezi așa ceva dacă nu ești un impostor? Citeam în drum spre dumneavoastră, au reciclat o bucată dintr-un interviu făcut de Udrea prin vreo 2016 la o televiziune de prin Focșani, mi se pare, unde ea explica cu mare larghețe că omul politic este același, că în campanie electorală noi spunem toți minciunile cele mai doar frumoase. Doar buzunarele se schimbă, țin minte. Exact, că avem grijă în adversar să dăm, să promitem că în locul lor vom face și vom drege. Da. Și după aceea, într-adevăr, exact cum spuneați, buzunarul se schimbă, că nimeni nu poate rămâne sub această, în afara acestei tentații. Ei, într-un regim comunist, nu prea puteai să gândești într-un astfel de mod. Ei erau sub un foarte strict control. Cei care, vorbesc de staful lui Ceaușescu, singurii care puteau să se sustragă unui astfel de control erau soții Ceaușescu și Pacepa se frustrăsese în mare măsură. Ajungem și la rolul pe care l-a jucat Pacepa, că e cel puțin în raport cu aceste deplasări și micile plăceri revenind care revenind la programul lor. El fiind însoțit de Elena Ceaușescu, care ținea morțiș să fie alături de el, cel puțin în imaginile publice. Uneori în dezacord publice, cu protocolul Țării Gazdă. Sigur, încălca acest protocol, cerea miniștrilor de externe să-i negocieze, în povestea Ștefan Andrei, cele mai avantajoase ipostaze, motivând că atunci când în țara respectivă, într-unele din aceste țări pe care ei le vizitau, nici nu apăreau soțiile, unii dintre liderii respectivi aveau încă haremuri unde să-și expună soacele, pe ideea că așa este în țara noastră. Acestea sunt practicile și practicile acestea trebuie respectate. Și se cocoța alături de el pe podium și intra în prim plan și vai de aceea care, evident că cei de la televiziunea română și acolo era, de la televiziunea română nu mergea nimeni să-i filmeze că așa le venea rândul. Exista o echipă, la fel cum exista un cameraman, același care îl filma într-una pe Ceaușescu în discursurile pe care le ținea și care știa foarte bine cum să aranjeze luminile, cum să aranjeze unghiurile de filmare și care cunoștea, în general, pretențiile lui prin cooperarea directă cu șeful cu propaganda, căruia, de altfel, îi era și subordonat. Ei, asta vreau să vă spun, că dincolo de întâlnirile acestea oficiale la același nivel și de dineuri, urmau întâlnirile de afaceri în care se conveneau acordurile. Întâi, acestea aveau loc între miniștrii de resort și specialiștii pe care îi aduseseră
în funcție de acordurile care trebuiau semnate și li se făceau și niște propuneri, evident onorate, ca să viziteze locurile cu țara respectivă intrate în patrimoniu, în tezaurul țării respective. Dar am văzut că uneori se rupea de protocol, de exemplu în India, rememorați dumneavoastră un moment când a ieșit din rândul calendarului oficial și a plecat, ea s-a dus, ea s-a dus la Taj Mahal. Da. N-a fost foarte dificil să îi se aranjeze. Din păcate, traducătoarea ei nu mai povestește cum i s-a aranjat vizita respectivă, cu certitudine că n-a intrat, deși putea să intre, este îndoielnic că ar fi fost români printre vizitatori și ar fi putut să o recunoască, dar nu cred că intra în practicile Elenei Ceaușescu să se topească în mulțime. Și îmi povestea Violeta Năstăsescu, traducătoarea ei de limbă engleză, pe care am intervievat-o după citirea cărții, că se folosea cel mai adesea de ea, o trimitea în diverse locuri, o trimitea în piețe, o trimitea în aceste locuri turistice să vină și să-i povestească. Își bea ceaiul de după amiază cu traducătoarea ei, care avea un fel de rol de damă de companie. Deci o femeie, aici, da, o femeie foarte cultivată, soție de diplomat, arătând excepțional. Și cine spune că Elena Ceaușescu nu suporta femeile frumoase în preajma ei este contrazisă? Sigur că da, este un mit răspândit de una dintre ultimele neveste ale unui fost lider comunist, care a făcut un fel de căsătorie, o mezalianță, îi murise soția și s-a înființat pe lângă el o angajată de la o casă, o casă specială unde locuiau copiii diplomaților care plecau în astfel de țări. Și așa de bine ființa respectivă, mult mai tânără, a rămas însărcinată. Elena Ceaușescu, cei care o cunosc știu foarte bine, care cunosc relațiile, o lăsa cu mâna întinsă, nici măcar nu-i întindea mâna. Iar ea se va răzbuna după moartea Elenei Ceaușescu, răspândind în spațiu public tot felul de inepții, cum purtase ea coc pentru că îi comanda Elena Ceaușescu și tot felul de povești, cam la fel ca și Zina Dumitrescu, care spunea că ea îi confecționa hainele, ea era un fel de stilist a Elenei Ceaușescu, sau ca și țigăncile, care se laudă cu câte o blană jerpelită că au primit-o cadou de la Elena Ceaușescu atunci când i-a făcut farmece ca să nu poată fi niciodată Nicolae Ceaușescu liber de ea. Bun, atunci trebuie menționat și altceva, că totuși a ținut să îndepărteze din spațiu public, din orice vizită oficială, în afară sau de primirea a oricărei alte delegații în țară, a soțiilor de demnitari. Era singură, măcar din punctul ăsta de vedere. Da, era singură, dar în cutumele lagărului socialist, da. Și acest lucru era o încălcare de protocol. Până la ea și de la ea încolo, până la Raisa Gorbaciova, nicio soție de lider comunist nu își însoțea soțul în vizite oficiale. Că s-a dus Hrușciov cu soția sa în America, tot pe ideea de protocol american. Brejnev nu și-a scos nevasta în vizite oficiale. Ceaușescu a fost singur și Elena Ceaușescu a fost singură. Înțeleg că a fost inspirată de cuplul Nixon, da? Au citit. Ea a avut într-una mare curiozitate și, de fapt, ei cereau, ea mai ales, cerea foarte multe informații despre doamnele din spațiul vestic, despre primele doamne din America. Și bănuiesc că una dintre calitățile prin care Ștefan Andrei a reușit să se mențină atât de mult în preajma lor a fost faptul că Elena Ceaușescu l-a agreat și l-a agreat și din acest motiv. Adică ceea ce contrazice teza lui Pacepa, că îl umilea și nu îl suporta și îl
ironiza cu fiecare ocazie. Nu, Ștefan Andrei... În Orizonte Roșii ați văzut ce portret îi face... Vă voi spune și de ce îi face Pacepa un astfel de portret. Ștefan Andrei a fost unul dintre oamenii care petrecea multe ceasuri în biroul ei, care știa să povestească frumos, care avea o cultură din aceasta mozaicată în genul lui Vadim Tudor, care trecea cu o ușurință formidabilă de la o temă la alta și care se vede asta și în jurnalul domnului era publicat. Și extraordinar de persuasiv. Eu n-aș fi putut să am un dialog cu el de o astfel de dimensiune dacă n-aș fi recurs la documentele de arhivă. Și bănuiesc că în maniera aceasta a lui, în datele acestea de personalitate, de elocință, în acest tip de carismă, în această capacitate oarecumva tipică pentru zona Olteniei, pe care el o ridicase la superlativ, de a trece cu atât de mare ușurință de la un subiect la altul, prin care putea să-și deruteze interlocutorul de înalt nivel, adică de nivelul lui în diplomație. Ștefan Andrei, cred că aici este una dintre cheile succesului său și în diplomație și în rezistența alături de Ceaușești. Uh-huh. Deci Ștefan Andrei o alimenta cu foarte multă informație, cu foarte multe bârfe. Nu era greu pentru el, primind, să ceară de la ambasador să-i traducă Corect. Cine știe ce articole din Parimaci, sau eu știu să-i le sintetizeze, să-i spună tot felul de lucruri. Era și un pasionat de istorie și sigur că a știut s-o farmece. Uh-huh. Și el este cel care îi livra informații despre prima doamnă, primele nu doamne doar ale Americii, despre nu protocolul el, din afară? Nu doar el. Ea avea și niște companioane feminine, cu care se întreținea, dar intra în uzanțe, am văzut la vizitele oficiale pe care Ceaușeștii le fac din a doua jumătate a anilor 70, că printre informațiile pe care ei le primesc despre țara respectivă, și vreau să vă spun că erau niște sinteze foarte bine făcute despre istoria țării respective, despre economia țării respective, erau multe date despre cei cu care urmau să se întâlnească. Exact, despre unde aici mi-aduc aminte că voiam să vă ajut cu un fragment. În privința, puteți să citiți după, la întâlnirea cu regina Elisabeta a II-a, aveau fotografii, aveau pasiunile, știau, scria despre pasiunea pentru cai și pentru câini a reginei, noi habar n-aveam pe atunci. Au și primit cadou de la... Sigur, au primit primul lor labrador. Exact. Deci erau abilitați, întru totul abilitați să susțină o conversație, fie chiar și o conversație de salon, în pofida a ceea ce se crede, pentru că erau... Asta e surprinzător pentru portretul care li s-a creat. Păi, li s-a creat un portret în necunoștință de cauză, deși dacă citești memoriile lui Dumitru Popescu, acesta este într-o continuă mirare de inteligența universală a lui Ceaușescu, când se duceau și jucau ei volei și se așezau la masă și Ceaușescu începea să prefire soarta și liderii lumii și știa, zice Dumitru Popescu, până și câte măsele are în gură. Dumitru Popescu nici el nu știa despre această manieră a lui Ceaușescu de a se informa. Și cred că a fost și aceasta făcută, stilul acesta a început pe vremea lui Ștefan Andrei. Da, vine în întărirea spuselor dumneavoastră. Țineau morții și în pregătirea plecărilor să-i se negocieze un protocol apart, adecvat savantei ce se închipuia, iar călătoriile lor au fost numeroase doar în perioada septembrie 65-mai 83, spuneți dumneavoastră, liderul român efectuând vizite oficiale în 80 de țări. A fost o lungă vreme când, după cele știute de martori, Ștefan Andrei, că tot vorbeam, venea după amiază aproape zilnic la biroul ei, la bârfă, asta e prima, și în pregătirea vizitelor. Dirijată în acest sens, ea parcurgea trei sinteze pregătitoare: istoria țării, unde urmau să meargă, biografiile liderilor și membrilor familiilor acestora și istoricul relațiilor dintre România și țara gazdă. Chiar nu se ducea un orb, ca niște imbecili, cum s-a încercat crearea unui portret superficial. De unde să știi dacă nu vezi aceste lucruri? Mai mult decât atât. Vă rog. Dacă acum privești
imaginile de la acele vizite și te uiți la ea și la el cum sunt îmbrăcați. Atunci se bârfea mai ales după 90, că nu știu la ce stiliști străini apelează, că el arde un costum după fiecare purtare, că ea nu știu ce cheltuiele enorme face să se coafeze. O altă surpriză neimaginabilă a mea a fost aceea de a afla că de fapt ea n-a avut niciun fel de stilist și se îmbrăca de una singură. Și se îmbrăca având la dispoziție cam ce aveam și eu ca tânără elevă și tânără studentă. Asta în țară. În țară. De menționat. În țară. Asta făcea. Se uita pe revistele Neckerman, ce era Neckermanul, în catalog de confecții pret-à-porter. Uh-huh. Deci confecții de serie nemțesc. Și ce era Burda? Era o revistă cu tipare pentru croitul cusut. Să nu uităm, să nu omitem și acest lucru, că în lagărul acesta socialist, pe ambiția ca femeile să aibă aceeași importanță ca și bărbații, femeile au fost destul de entuziaste de noile mode care au fost lansate în Occident. E surprinzător acum dacă spui că soția lui de Gaulle a vrut să interzică mini-jupa. Și Coco Chanel a fost extrem de potrivnică la mini-jupă. În schimb, în cartierul Primăverii, și nu doar în cartierul Primăverii, am purtat și eu și purta toată generația mea. Și blugi, și mini-jup, și tot ceea ce în vremea respectivă era în trend. Ea se uita pe acele reviste și aducea materiale din străinătate, asta cumpăra, multe materiale, alegea modelele știind ceea ce o avantajează, se uita înainte ce se purta nu știu unde, se informa asupra protocolului la întâlnirea nu știu care, cu ce se merge, cu rochie lungă, cu bijuterii sau cu rochie cocktail, cum am zice noi acum, și nu încălca protocolul. Nu vom găsi o singură imagine de astăzi inadecvată. Dacă suntem neutri, uh-huh, încă o dată și fără obiectiv, patină, fără nu, 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 în care să spunem, uită-te la țoapa asta cum este, uh-huh, îmbrăcată, că dacă ne uităm la restul soațelor de stat, multe dintre ele nu sunt niște frumusețe. Adică inclusiv în vizita din Marea Britanie n-a fost într-un total dezacord cu protocolul regal, deși nu l-a respectat dintr-o țară sovietică venind. N-avea cum să-l respecte. Corect. Ea nu putea să facă o reverență în fața reginei, considerând că nu este nici pe departe supusă a reginei, că ar fi fost ceva care ar fi răsturnat lumea în lagărul comunist. Corect. Asta care se duce, soția liderului comunist din România să facă reverență în fața reginei. Una era în țară, alta era viața de din afara granițelor. Sigur. Unde își etala tezaurul, cum îi spuneți, exact, dumneavoastră. Și chiar era un tezaur sau e doar o metaforă? Era un adevărat tezaur și când spun acest lucru, mă bazez pe anumite inventare pe care le-am văzut, inventare de la gospodăria de partid, care... Unde erau inventariate bijuteriile primite în diverse țări, în Pakistan, în Iran, în Australia, în China, și unde acestea erau descrise în sensul de colier metal galben, pietre albastre, presupunem peruzele, greutate atât, nu era trecută valoare. Mm-hmm. Sigur că aceia nu-i dăduseră eu știu ce alpaca în care erau montată sticlă și nu știm unde sunt acestea. Nu știm unde se află. Și îmi povestea Ștefan Andrei că aceste bijuterii ale lor epatau pur și simplu pentru că avea întâlniri. Cumva programul era simetric. Dacă el se întâlnea cu niște oameni de afaceri, erau chemate, ea avea un program aparte cu vizite de muzee, unde o însoțea prima doamnă, în paranteză fiind spus, la ultima vizită din America, i s-a organizat o cină, i s-a organizat un prânz,
de către prima doamnă a Americii, de către soția primului ministru american, unde i s-au acordat cele mai înalte onoruri. Ea venea de acasă cu un cuvânt pregătit, citea prima frază în limba română, traducătoarea de engleză o traducea, continua ea cu tot ce era în limba engleză, fără ca ea să mai citească. Doamnele aplaudau. Acum, dacă ne uităm la Regina Elisabeta a Marii Britanii, eu n-am văzut-o niciodată spunând vreo frază altfel decât de pe hârtie. Trebuie să fim cinstiți, trebuie să fim corecți. Asta nu înseamnă că spun vai ce deșteaptă era Elena Ceaușescu, spun doar că este o practică deloc singularizată. Și făcea impresie, spuneți. Făcea impresie până într-atât încât îmi spunea, deci sursele sunt prin rang, sunt martorii oculari. Îmi spunea traducătoarea ei de limbă engleză, cea care traducea dialogurile dintre ea și respectivele doamne, că în Spania, mi se pare, la un moment dat erau niște soții de banchieri, soții de industriași, care ar fi putut să aibă orice. Oameni potenți financiar. Sigur că da, care au spus, vai, ce frumoase, ce frumoase de bijuterii aveți. Era vorba de, tot traducătoarea mi-a povestit, niște casete din aur în care erau încastrate niște perle veritabile de o anumită raritate, vechi, nu actuale, puteau să fie din confiscările de demult. Și doamna respectivă, din rândul gazdelor, a zis, sunt vechi, sunt moștenire, la care Lenuța noastră, din Petrești, a dat din cap cu convingere, lăsând să se înțeleagă că veneau de la mămica ei care fusese slujnică sau de la bunica ei despre care probabil nu auzise nimic vreodată. Da. Dar acest tezaur a crescut nu doar din cadourile oficiale primite, care multe dintre ele spuneați la un moment dat că au încetat să mai fie declarate la gospodăria de partid. Au fost declarate, dar nu știm unde au ajuns de la gospodăria de partid. Bun, noi am mai văzut, sunt câteva case de licitații prin România care au mai scos o dată la un timp, o dată la un an, doi, trei, câte un ceas, câte o mică bijuterie, dar nimic de valoarea tezaurului pe care Și cine le-a licitat? Cine era proprietarul? Ați aflat cumva? Nu. Păi, vedeți? Păi, da. Interesant. Că unde? Gospodăria de partid s-a desființat de mult. A dispărut, pur și simplu. Dar voiam să insist și pe o altă latură, și anume că Pacepa, că revenim la acest nume, îi organiza în hotelurile în care erau cazați cuplul Ceaușescu și Alaiu, despre care o să vreau să vorbim în continuare, adevărate ședințe de shopping în apartamentele care stăteau. Că este... nu puteți să ne imaginăm că ieși la New York. Este, sigur, este o practică, o întâlnim și astăzi. Vă spuneam că mă uitam la un documentar despre firma Bulgarii de bijuterii și arătau reporterului o ușă secretă prin care venea Gina Lollobrigida și alte mari vedete, intrând printr-o curte interioară să nu fie văzute de paparazzi unde se duc și întrebate ce își cumpără și unde poartă și cu ce bani și așa mai departe. Și știm de asemenea că și Casa Regală a Marii Britanii, anumite persoane când își fac cumpărăturile, se închide magazinul respectiv, chiar dacă se merge în magazinul respectiv, dar de regulă, pentru Elena Ceaușescu erau convocați prin intermediul ambasadei României din țara respectivă anumiți negustori care, desigur, scontau și pe niște bune afaceri mai departe cu România sau, mă rog, cu oficialitățile din țara respectivă, că ei nu veneau doar pentru că ambasadorul nostru i-ar fi rugat. Și Pacepa, la început, făcea un fel de vitrină, un fel de expoziție, nu ca și cea în care ne aflăm noi acum, în care etala avantajos anumite bijuterii, stofe și, mă rog, ce avea țara reprezentativ, locul unde se aflau ei, ce era reprezentativ. Cum ne-am duce noi astăzi la bazar, dar sigur că un bazar de mare lux. Da. Elena Ceaușescu, când totul era gata,
apărea prin ciar, negustorii stăteau la mesele lor, nu se târguiau cu ea, ea spunea că o interesează asta și asta și asta, dispărea tot prin ciar, iar Pacepa și cu traducătoarea de limbă engleză rămâneau să târguiască la cel mai mic preț posibil și se aduceau. Era ceea ce am putea să spunem o zgârcită? Ținea foarte mult la negocierea aceasta? Într-una au fost de o zgârcenie cumplită, cumplită, cu tot ceea ce ținea de bani, de produse, de orice. O zgârcenie atât de mare încât ajunsese ca atunci când avea la Ichechim oaspeți, înțelegând prin aceste delegații științifice sau politice din străinătate, să le ofere o tratație, un pahar de șampanie, o cafea, un ceai, ce voiau aceia și niște fursecuri. Și după ce oaspeții plecau, tot ceea ce rămânea de la ei, astăzi rămâne secretarelor. Corect. Personalului care se află acolo și care a pregătit, dar la ei tot ceea ce rămânea se trimitea înapoi la gospodăria de partid. Tot ceea ce rămânea de la masa lor de dimineață sau de amiază se returna la gospodăria de partid, unde erau animale, în ideea economiei. Foarte zgârciți, puteau să fie și în ideea ca nu cumva ceilalți din staful lor să se dedulcească la lux și la bine, pentru că diurnele pe care ei le aprobau pentru ceilalți componenți ai delegației, chiar și erau cei mizere. Din delegația oficială, erau mizerabile. Mm-hmm. Iar atunci când un lider comunist, am văzut multe cereri, îi făcea cerere lui Ceaușescu să meargă într-o călătorie turistică soția lui în străinătate cu unul dintre copii și cerea să-i aprobe, spre exemplu, suma de 300 de dolari pentru schimb. Uneori îi lăsa să meargă, alteori nu îi lăsa să meargă. În schimb? Deosebit de Gheorghiu Dej. În schimb, Nicolae Ceaușescu avea, spuneați că ați găsit în arhivă, avea pe fiecare delegație 4.000 de dolari, da, doar el. Da, da. A trebuit să văd multe documente care specificau bugetul unei deplasări aprobate de Ceaușescu. Ăștia 4.000 intrau și excesele ei? Bijuterii? Nu există, materiale? Nu există nicio referință. Uh-huh. Deci în documentul care detaliază cheltuielile deplasării, nu intră acolo benzina avionului, intră florile, coroanele pe care ei le depun, diurnele pe care se dau, dar le tăia diurna de găzduire, dacă erau găzduiți de omologilor din țările respective sau dacă erau hrăniți, pentru că scria acolo jumătate de diurnă în cazul în care vor fi găzduiți în țara respectivă. În schimb, figura de fiecare dată, indiferent că era vorba de o vizită în Ghana sau că era vorba de o vizită într-o țară occidentală, 4.000 de dolari la dispoziția conducătorului delegației. Nici măcar nu se menționa numele lui Ceaușescu, scria la dispoziția conducătorului delegației. Și eu de aici am extras ideea că aceia erau banii la dispoziția lui Ceaușescu, pe care Elena Ceaușescu calculați putea... Calculați cu rata inflației, ați făcut un calcul cam zilele noastre? Nu, pentru că nu scrie nicăieri dacă i-a cheltuit sau nu i-a cheltuit. Mm-hmm. Deci el, cheltuielile acestea și salariul lui venea prin intermediul contabilului gospodăriei de partid, un anume fost deținut în lagărul de la Caransebeș, pe care Ceaușescu îl cunoștea de atunci, Naș, și nu mai știu cum se numește, căruia Ceaușescu i se adresa direct cu tot ceea ce presupunea cheltuielile lor. Aș vrea doar să vă mai spun că în spațiu public au apărut tot felul de impostori. Spre exemplu, au apărut cărți scrise de zisul arhitect al lui Ceaușescu,
Acela n-a fost niciodată arhitectul lui Ceaușescu care s-a ocupat de amenajarea reședințelor sale. Era un individ care se ocupa de procurarea de la producător a materialelor și obiectelor necesare pentru reședințe, nici de cum de decorațiuni interioare. Arhitectul lui Ceaușescu este emigrat în Israel, se numește Aaron Solari Greenberg. A scris o carte în ultima perioadă care a apărut la Uniunea Arhitecților din România, în care povestește și el despre relația cu Elena Ceaușescu, el colaborând, între ghilimele, însemnând colaborarea direct cu ea, când a fost vorba de fiecare reamenajare de reședință, colaborarea aceasta însemnând întotdeauna o întâlnire de dimineață, o întâlnire de după masă, în care după masă venea și Ceaușescu, cei doi fiind într-una nemulțumiți de încetineala cu care merge lucru, pentru că asta îi caracterizează. Bun, întotdeauna care sunt foarte mulțumiți de ei, exact. De ei, însă într-una sunt nemulțumiți de ceilalți. Dacă vreți, este o trăsătură a liderilor de acum, din zilele noastre și nu numai. Și niciodată, spune acest arhitect, nu i s-a oferit un scaun în aceste întâlniri. Ea stătea, era o masă, un singur scaun la acea masă pe care ședea ea cu planurile înainte, din care evident că ea nu înțelegea nimic. Unde să fi învățat să privească în spațiu, că doar nu făcuse geometrie la viața ei. El era ținut în picioare, evident că îi se adresa la persoana a doua singular, cu tupeu și grosolănia tipice. Și ce vrei să zici aici, cum vrei să spui aici, când a fost vorba de modernizarea reședinței din primăverii, după multele discuții în care nu prea ajungeau la o înțelegere cu ce îi spune el și ce vrea ea, într-un final ea a devenit foarte concretă și a spus: vreau ca și casa bătrânului. Cine era bătrânul? Casa în care ea știa că stătuse Petru Groza, casa care astăzi e casa lui Becali. Revenind la Alai, pentru că vreau să înțelegem și componenta aceasta. Vorbiți dumneavoastră de aici intra la Alai echipajul navei prezidențiale, evident ofițerii, însoțitorii, translatorii, gazetarii, bucătarul, ospătarul, coafeza, masărul și doctorii. Și mai relatați un moment, soții mâncau și beau puțin la mesele oficiale. În țările africane, condițiile de climă, hrană și apă provocau dificultăți, produsele alimentare și igiena pregătirilor fiind nesigure, medicii nu îi autorizau pe componenții delegației. Da, și noi când ne ducem în Egipt sau în Maroc, suntem foarte atenți. N-avem imunitate pentru condițiile lor. Și spuneați, închideți acest fragment, ceilalți se descurcau improvizând cum puteau, restul se retrăgeau, Ceaușescu se retrăgeau în cameră și mâncând din cele erau de cazuri. Erau serviți într-una în privat, aveau ospătarul, doi ospătari se spune că au avut. Unul dintre ei era celebru Melinte, care după spune-se că a lucrat în continuare într-un restaurant, într-un hotel de bun renume în București. La un moment dat mi-a spus un ofițer din serviciul de pază și de protecție că de fapt nici nu puteai să-l înlocuiești, că au adus la un moment dat pe un altul care, când a dat cu ochii de Ceaușescu, a încremenit. Pur și simplu n-a mai fost în stare să mai servească așa cum îi cerea meseria. Iar acest Melinte se comporta în profesia lui cu multă larghețe, să nu ne imaginăm că purtau niște dialoguri, pentru că ei nu purtau cu personalul dialog. El niciodată nu s-a adresat, deci își însușise cumva maniera aristocratică de tratament a servitorilor. Vedeți până unde au putut ajunge, dincolo de această anomalie, necinste, imoralitate, cum vreți să-i ziceți. Tu spui că ai înlăturat exploatarea omului de către om și trăiești într-o casă în care ești servit de niște oameni
ai un personal cum avea burghezia, aristocrația înainte, iar oamenii aceia sunt salarizați și încă nici măcar din banii tăi, din banii gospodăriei de partid erau salarizați ca să fie slujitorii tăi. Bun, chiar și din când, banii lor n-ar fi putut să întrețină standardul de viață. Pe vremea când Ceaușescu debuta în cariera de lider politic, în anii 50, un om putea să fie trecut la categoria chiabur și băgat la închisoare dacă se împotrivea datului cotelor, pe care oricum nu putea să le dea la cât erau puse, pentru că avea argați angajați în timpul recoltelor agricole. Putea pentru atât să fie, adică plătea zilieri, plătise zilieri. E o chestiune strigătoare la cer, în acest punct de vedere. Iar Ceaușescu nu discuta cu ei, nu li se adresa niciodată direct. Trecea ca un fel de umbră, ea își găsise ceea ce ar fi într-o casă aristocratică un majordom, însă găsise tot o femeie, celebra Suzana, printre cei din serviciul de pază și protecție și prin personajul angajat, pentru personalul care a stat până la final alături de ei. A găsit-o adusă într-o vilă la Predeal, unde ei nu prea mergeau mult. Pe vremea când ajunsese Ceaușescu la conducere, se dusese mamare, cum îi ziceau mamei Elenei Ceaușescu, cu copiii într-o vacanță de iarnă la vila lor de la Predeal. Dar întorcându-ne la vizite, ca să terminăm, să închidem acest capitol, aveau vreun loc în care aterizau cu plăcere, găseau tot felul de motive pentru a avea o escală? Am văzut că Pakistanul era pe listă. Era o coincidență sau era un cadru care apăgea acolo? L-am întrebat și eu pe Ștefan Andrei. Acum, iarăși, să nu ne imaginăm că ei spuneau lui Ștefan Andrei: mă duc în Pakistan că îmi dă mâncare bună sau nu știu ce cadou bun. Nu, nu. Astfel de conversații n-au purtat niciodată. N-au existat, cu câți am stat de vorbă. Nimeni nu mi-a spus că ar fi putut purta un dialog cu Ceaușescu în genul acesta de la om la om. Devenise un fel de neom, era un fel de mașină de comandă care primea rapoarte, preluase din stilul Cazon maniera aceasta de comunicare a raportului și a ordinului. Dialogurile cu el nu mai aveau coloratura afectivă decât în măsura în care el putea să se enerveze pe ceea ce îi spuneai. Altfel, nu se putea discuta cu el. Și el spunea că în Pakistan gazdele lor erau niște femei cu înaltă educație și politeția aceea arăbească trebuie să-i fi mulțumit pe Ceaușești, tot astfel cum, având în vedere relațiile României cu Pakistanul, vor fi primit de acolo niște cadouri substanțiale. Elene Ceaușescu se spune că îi făcea mare plăcere acest ritual al primirii cadourilor, nu însă înțelegând ca și noi să fim la fel de darnici. Și aici privea lucrurile în maniera în care nouă ni se cuvine totul, orice, mereu mai mult. Noi nu suntem datori cu nimic. Cadourile noastre erau de factura obiectelor artizanale pe care le găseai în shop-urile acestea pentru străini. Multe confecționate în mănăstirile de maici, mă refer la iile cusute, la covoarele oltenești, diverse broderii pentru masă, erau porțelanuri, lucruri absolut derizorii. Povestea Ștefan Andrei o scenă formidabilă în vizită la Bocasa, când Bocasa vine cu diamante, cu niște bijuterii formidabile, și Ceaușescu îi duce un radio de ultimă generație din producția noastră. Măreața producție socialistă, sigur. Sigur, și Bocasa care zice da, nu știu ce, dar până la urmă Ceaușescu i-a făcut un cadou pe plac lui Bocasa. Da. Acestuia i-a plăcut
o tânără dintr-o formație de-a noastră de dansuri, că mergeau și formații folclorice prin țările respective. Ciocârlia, spre exemplu, era un ansamblu specializat în turneele peste hotare, cu lumea verificată, cu programul alcătuit pentru astfel de ieșiri, a arăta ce are mai frumos România. Și Pocasa a vrut-o în patrimoniul haremului său. Și au primit securiștii noștri misiune. Poruncă, misiune. Eu am spus poruncă, așa cum s-ar zice în poveste. Dumneavoastră m-ați adus cu picioarele pe pământul epocii. Să o convingă pe fată. A funcționat. A funcționat. Mm-hmm. Au convins-o. S-a dus, a trăit câțiva ani acolo. Da, mai bine, mersi, acum a fost, om de afaceri în București. Da, am înțeles că are niște cabinete de stomatologie care merg foarte bine. Și povestea cu mult umor Ștefan Andrei că primea telefon de la Bocasa. Ceaușescu îi dădea telefon, de altfel în arhiv am găsit cum Bocasa l-a invitat pe Ceaușescu, toată familia Ceaușescu, și la nunta unuia dintre mulții lui fii. Da. Există invitația de nuntă. Ceaușescu și-a trimis niște emisari mai mărunți, pe Ion Pățar, mi se pare, că nu mai știu cine. Le-a dat și acolo vreun aparat de televizor să-i ducă vreun cadou. Și povestește Ștefan Andrei, primea Ceaușescu telefon de la Bocasa. El nu răspundea. Spunea mie, vezi tu ce vrea ăsta. Vorbeam cu Bocasa în franceză și Bocasa spunea, fata, o vrea pe maică sa aici. Eu mă duceam și îi raportam lui Ceaușescu. Să spunea, trimite-le vreo săptămână, două. Până la urmă au avut un copil, chiar am citit la un moment dat că este stabilit la Paris, și lucrurile n-au ieșit după cum citeam noi prin pacepa cu hălcile de carne umană în frigider, da, și așa mai departe. Da. Peripeții au avut în... deplasările acestea? Ați găsit ceva în afară de cea de la New York? A fost cutremurul, când ei erau în străinătate. N-au fost cine știe ce peripeții, pentru că, așa cum vă spuneam, vizitele acestea erau foarte aranjate. Și aranjorul care le-a antama împreună cu omologul său din serviciile speciale din țara respectivă, era Iulian Vlad, iar el era un om foarte meticulos. Uh-huh. Țineau de securitate, țineau de... Vizita care i-a amprentat cel mai mult? Probabil cea din Marea Britanie. De ce spuneți asta? Pentru că... În afara evidențelor, mă gândesc la protocolul. La noi, efect mare, după cum povestește el în nucleul de decizie, că povestește foarte extins despre vizita lui Nixon în România, despre soții Nixon, ce biografii minunate au, aproape ca ale muncitorilor model de la noi. Despre Patricia Nixon, care a fost menajeră în tinerețe, a făcut tot felul Elena de era munci. Ceaușescu era fascinată de biografia ei. Sigur, a fost, da, mai ales că Patricia Nixon era și ea, ținea și ea să fie foarte prezentă în presă și își însoțea soțul în toate deplasările lui. Nu îl lăsa singur, așa cum face și Elena Ceaușescu, și probabil că a luat exemplu de la ea. Deci dacă în America se face așa... Apoi, în România? Sigur că da. Dacă Patricia Nixon a fost menajeră, eu am fost muncitoare textilistă. Dacă, a fost și menajeră o scurtă perioadă. Sigur, deci, cumva biografii intersectate. În sistemul acesta american, în care în tinerețe faci tot felul de munci. Nu mă referam și la Elena Ceaușescu, că și-a avut acel moment da, de a fost slujnică. Slujnică, sigur că da, dar n-am mai povestit despre acest lucru, nu există în fișa ei de cadre. Dacă Nixon a fost zarzavagiu, păi tovarășul a fost cismar, o clasă deasupra. Dar spuneați de vizita, și cu asta vreau să închidem, de vizita din Marea Britanie, care a avut niște ecouri fabuloase. Era prima dată când
reprezentanta monarhiei britanice, a Imperiului Britanic, urmașa acestui imperiu, se plimbă în caleașcă alături de un lider comunist. Nu se mai văzuse așa ceva. Păi, îl ține minte pe și, cum făcea Nicolae frenetic. Sigur, cei care după 90 au început gazetarii să cearnă lucrurile, că n-a purtat Elena Ceaușescu pălărie, că a încălcat protocolul, că inclusiv Gorbaciov s-a recalul în memoriile sale, povestind cum sunt povești abracadabrante, cum se ascundea regina în tufișuri să nu se întâlnească cu Nicolae Ceaușescu în plimbarea de dimineață. Na. Cum s-ar fi putut face așa ceva? În primul și în primul rând că un oaspete nu-și poate lua avânt să se plimbe pe suprafețele acelea imense pe unde îi trece lui prin cap. La rândul ei, regina are și ea un spațiu de plimbare, nu se intersectează în afara protocolului. Cum? Sunt niște inepții formidabile. Mm. Sau cum s-a apucat soțul reginei Elisabeta a II-a să-i facă nu știu ce curte traducătoare și să-i bârfească de față cu Ceaușeștii, deși el era cunoscut pentru anumite gafe, să-i bârfească în limba engleză, pentru că acești oameni erau suficient de pregătiți ca să știe că nu se pot exprima în limba lor maternă cu certitudinea că sunt înțeleși doar de unul sau de altul. Dar protocolul de acolo înțeleg că instinctual poate, sau în mod conștient, habar n-am, l-au implementat și în relația cu slujitorii de prin casă și în relația cu cei... Da, ascultând și eu cu oarecare umor ce-mi povestea unul dintre foștii săi funcționari, domnul Andrei Popescu, care este un jurist de foarte bună reputație, care după a lucrat în organisme juridice internaționale, îmi povestea care era protocolul de primire al Elenei Ceaușescu atunci când aceasta venea la sediu. Când ea pleca de la reședință, pleca în urma bărbatului ca o bună gospodină și ca o bună nevastă, se îngrijea de meniul zilei, la proba, îl prezenta doctorul, bucătarul. Ofițerul de serviciu de la poartă, în momentul în care ieșea mașina pe poarta reședinței, telefona la cabinetul ei, cabinetul 2. În momentul acela, șeful de cabinet cobora în fața sediului, urmând protocolul care se desfășura când venea Nicolae Ceaușescu, unde cobora șeful cancelariei, Curticianu, să-l aștepte, și l-aștepta în capul scărilor, ca majordom. Cobora Elena Ceaușescu în mașină, nu suporta să fie atinsă, să fie ajutată să coboare din mașină, o pornea pe scări, el în spatele ei, la niciodată doi pași, alături. Niciodată alături, nu suporta să îi fie, să fie ajutată să-și scoată haina, nu era de acord să fie atinsă să-și pună haina, de asemenea, în cabinetul ei, când chema pe câte cineva, exceptând timpii în care lucra, spre exemplu, cu președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, pe care ea l-avea în subordine, adică, da. Adică ea decidea ce cărți urmează să apară, ce spectacole vor fi. O paranteză scurtă aici, e un fragment fabulos pe care l-am reținut, că îl ruga, citește și tu cartea aia și spune-mi și mie despre ce e vorba și cum e. Da. Cam ca zilele noastre. Le dădea sarcină, citește cartea, spune-mi și mie ce este, ce fel de carte este. Îmi povestea Ion Traian Ștefănescu despre... a vrut să taie de pe lista reeditărilor Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război. Nefăcând liceu, cum îl face toată lumea, nu citise nimic cartea respectivă. Ce carte este asta? Care omul s-a pus să explice Camil Petrescu, cine a fost, ce se întâmplă acolo, ce este, care ea căzuse în poveste. Uh-huh. Însă când
a terminat, i s-a părut oarecumva nepotrivit că ea căzuse în poveste și a avut o replică în care îl scotea rău pe povestitor. Genul, multe mai știți voi, intelectualii ăștia, pe toate le știți voi. Adică, de ce naiba le știți? Da, îi anula... Sigur că da. Nu i-a spus, vai, ce frumos, sau mi-a plăcut povestea, sau aș vrea să o citesc și eu. Nu, 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 multe știți voi, intelectuali. Și mai îmi spunea acest domn Andrei Popescu, părerea proastă pe care o avea ea despre intelectuali. De ce a ținuse să fie primul intelectual al țării, omul de știință, savantul de renume mondial? Și îi disprețuia, îi disprețuia profund. Acum, cum să vă spun, și intelectualii cu care i-a venit în contact, felul în care aceștia au tratat-o, s-au uitat la ea ca și cum realmente ar fi o somitate, i-au acordat diplomele, au făcut-o să creadă că este de domeniul terizorului să ai o diplomă de învățământ superior sau să ai o diplomă de doctorat. Exact ceea ce se întâmplă în zilele noastre când noi acordăm cu atâta larghețe diplome. Da. Mai ales când este vorba de oamenii politici. Ne uităm la consecințele pe termen scurt, adică le vizăm noi. Ne imaginăm că individul acesta care vrea să urce pe niște cai mari să facă el carieră politică, în momentul în care ajunge unde sperăm noi, ne va întinde degetul și vom avea niște avantaje. Lucrurile au un efect pervers, se întorc tocmai împotriva noastră, acela ne va disprețui. Corect. Un student rău pe care eu îl trec la examen nu va fi recunoscător, mă va disprețui. Va spune, ce simplu este să iei un examen, dar ce rost are ca să înveți? Tot așa cum mi se replică uneori, lăsați că știm noi cum se fac școlile. Adică ușurința cu care ea a dobândit toate acele titluri, toate acele diplome, au făcut-o să evalueze un intelectual? Nu îi se putea oferi o săniuță. Da. O săniuță nu îi se putea da dacă dulgherul acela nu ar fi lucrat la săniuța respectivă. Dar în momentul în care ea a văzut ce contează o semnătură, că diploma respectivă era, avea rubricile gata făcute, trebuia doar să pun o semnătură, ce însemna să fii intelectual? Ce muncă este aceea în care tu pui o semnătură? Și îmi pare foarte rău că în zilele noastre majoritatea colegilor mei nu înțeleg acest lucru. Dacă un lucru nu este obținut cu greu, cu muncă, cu consum nervos, nu are niciun fel de valoare și acela căruia tu îi conferi valoare, în felul acesta o falsă valoare, te va lovi după aceea. N-ați văzut că noi am avut și reacții în spațiu public de când a răsuflat scandalul ăsta cu plagiatele de câțiva ani încoace. Am avut și reacții de tipul, bine domnule, renunț la el. Păi dacă e ceva în care tu ai investit ani, nervi, muncă, n-ai cum să renunți cu atâta ușurință la el. Dar cu asta chiar vreau să punem punct aceste discuții, doamna Betea, dar aș vrea să mai distrugem un mit pe final. Raportat la aceste vizite externe și la obiceiurile pe care cei doi le aveau, furau doamne de prin hoteluri, îndesau prin geamantane, vaze, ceramică, ce găseau pe acolo, prosoape de baie? Nu, categoric nu. Că Pacepa insista și pe latura asta. Dar vă dați seama că este o inepție. Aveau prosoape acasă, unde se ducă? Căra Ceaușescu, valiza cu prosoape, este o nebunie să spui așa ceva, dar oamenii în general nu gândesc. Nu gândesc. Și a scris și unul dintre foștii președinți ai Franței în memoriile sale o astfel de aiureală, în ideea disculpării sale că abusese de-a face cu ceaușeștii după moartea lor. El și spune, Margaret Thatcher a încercat să disculpe și au fost mai mulți. Că a indus-o, exact, după ce i-a adusese elogii Elenei Ceaușescu, a scris că a indus-o în eroare limba de lemn, că parcă ea știa cum e cu limba de lemn și propaganda comunistă. Ea fiind atât de naivă încât a fost orbită de propagandă. Scrie, deci, acest fost președinte al Franței că a prevenit-o pe Elisabeta a doua,
când urma să vin în vizită la ei Ceaușești, ce urmează să îi se întâmple în locurile unde vor fi găzduiți. Numai că vizita în Marea Britanie a avut loc înaintea celei în care el avusese de-a face cu Ceaușeștii. Dar iarăși, vedeți, natura umană este aceeași, oamenii politici sunt oameni politici, politica înseamnă propagandă și nu trebuie să facem greșeala să ne imaginăm că dacă ai de-a face cu români au culoarea nu știu care, dacă ai de-a face cu ganezi au o altă culoare și așa mai departe. Pentru că nu este adevărat. De fapt, dacă stai puțin așa să te gândești, cum Dumnezeu să-ți bagi în geantă, unde să te duci cu ele, apar cu ele la avion, te duci, ești într-una cu serviciul de protocol acolo. Al tău și cel străin, pentru că acolo intră în funcție. Bun, și cum spuneați dumneavoastră, paza și protecția din țara respectivă. Și nu doar atât, puteau dispune de orice doreau. Adică nu era nevoie să plece cu săpunelul. Eu vă spun săpunelul. Și mai rău, își duceau de acasă. Ceaușescu nu mergea niciodată la Moscova, la Moscova, la întâlnirile când îi convoca Brejnev în Crimea, vara. Pleca dimineața în zorii zilei de pe aeroportul cu Gălnicianu, se duceau cu avionul până la Simferopol, de acolo cu mașina, mi-a povestit Ștefan Andrei. El avea obiceiul să doarmă un ceas, două după masă, ducea cu el bucătar, mâncare și în ultima întâlnire cu Gorbaciov a mers cu bucătarul, cu desaga, cu merinde după el, cu prosoapele după el, cu așternuturile după el. Și cei din serviciul de pază și protecție aveau grijă să le mototolească pe acelea ale gazdelor, încercând să creeze ideea că au fost folosiți, deși aceia știau foarte bine ce se întâmplă. Nu pun punct, pun trei puncte de suspensie la final, pentru că în ultimul episod pe care l-am agreat, chiar despre asta aș vrea să vorbim, doamna Beta, despre fake news-ul acelor vremuri, despre mit, despre propagandă în sens invers, în defavoarea cuplului Ceaușescu, dar despre asta și despre biografia tovarășului atât cât putem și cât am lăsat pe din afară în aceste episoade. Pentru asta vă invit să fiți alături de noi și data viitoare.